Salut! Mă aflu la Mobile World Congress, iar în clipul acesta vă voi vorbi despre Samsung Galaxy S7 Edge. După cum puteți vedea, la prima vedere, ecranul rămâne tot timpul pornit. Va consuma foarte puțină baterie. Designul este asemănător cu modelul Samsung Galaxy S6 Edge. În partea superioară a fost introdus cardul micro SD. În partea inferioară avem în continuare conector micro USB. Samsung Galaxy S7 este rezistent la apă și nu mai avem un capac partea de jos. Protecția a fost făcută în interior pe compon, pe circuite. De câteva zile am primit și eu un update Samsung Galaxy S6. Este asemănător. Și acum o să vă arăt câteva noutăți pe care le veți primi pe Samsung Galaxy S7. Avem această opțiune, un buton care deschide un meniu care ne permite să blocăm alertele, să facem un print screen sau să înregistrăm o anumită misiune într-un joc. Registrăm, putem face la rezoluție de 1080p maxim. Dacă nu vrem să folosim această funcție, o putem dezactiva înainte de a intra în joc din Game Launcher. Samsung Galaxy S7 Edge avem de acum două meniuri, două coloane de meniuri. Camera foto a fost îmbunătățită prin funcția, prin tehnologia Dual Pixel, care ne permite să facem poze mai bune în condiții de luminositate redusă, doar că numărul de pixel a scăzut de la 16 la 12. Deci megapixel cât avem pe Samsung Galaxy S6. Ce aș mai menționa ca diferențe, softul fiind același, aproximativ, doar funcția din, pe care ne permite să înregistrăm jocurile video diferă din partea de soft. Pe partea hardware avem un procesor mai bun pe Samsung Galaxy S7 și S7 Edge, și o baterie mai mare, 3000 de mAh pe varianta S7 normală și 3600 mAh pe varianta.
Edge. Dacă aveți un Samsung Galaxy S6, nu vă recomand să treceți la S7. Însă dacă aveți un Samsung Galaxy S5 și sunteți mulțumiți de faptul că este protejat împotriva șocurilor și apei, puteți trece la Samsung Galaxy S7. Partea de metal pe spate îmi place foarte mult. Dar metalul nu știu dacă îl veți putea schimba pe asigurare, să spunem. Pe când geamul de pe Samsung Galaxy S6, dacă se sperie în timp, este mai ușor de schimbat. Cam atât. O să vă vorbesc în următorul clip și despre camera iar 360 de la Samsung.